Da, pentru că am primit acest Opel Insigna. Ma, așa depărtate ceasurile, uai, man. Uite, bă, a venit, mamă, se trage scaunul în spate, memorii, reglaje. Da, muzica îmi place. Da, deci, repet pentru a 1000-a oară, dacă vrei să-ți verifici mașina înainte de cumpărare, există un site care se numește carvertical.com, bineînțeles cu www înainte, și puteți să băgați acolo seria de șasiu și să vedeți ce istoric are mașina. Sunt mașini care nu apar acolo, deci dacă nu apar, se întâmplă lucruri, puteți să verificați. Nu înseamnă că toate mașinile lovite sunt reparate prost și nu înseamnă că toate mașinile accidentate trebuie să aruncate, dar măcar să știți despre ce e vorba. Dacă accesați aici în descrierea clipului linkul nostru, aveți și discount pentru verificările de la CarVertical. Da, vreau să fac așa un first impression review. Nu m-am uitat în Opel de când aveam cadet, vorba aia. Am masaj, ești nebun, incredibil. Am croiablă. Și aș vrea să... Mamă, cum e scaunul, mi l-am dat pe spate, rău. Dar nu mai contează. Dar sticărele le-am luat? Unde am pus sticărele cu stea? Ce-am făcut, mă? Sunt prost rău. Le-am pus în față de ușa din spate. Ok, hai să mergem. Volanul se reglează? Da. Volanul trebuie să fie așa, cât mai aproape de mânuță. Direcția merge ușor, surprinzător de ușor, ca să zic așa. Scurtă, nu? Așa mi se pare mie. Motorul cred că este unul de 2 litri, supraalimentat prin turbosuflantă. Consum 10.6, media. Nu știu dacă o scădem. Mamă, e caldă mașina rău de tot. De ce oare? 23 de grade. Hai 21, să zicem. Oh, am scaune ventilate. Îmi cer scuze. Nu mai e caldă mașina și nu mai contează. Ca să zic așa. E automată, asta îmi place. Bine, dracu, toate sunt automate în ziua de azi. Și că e 4x4 mașina asta. Și că s-ar mai produce ceva timp. Nu se știe cât, dar ceva timp se va mai produce. Au vrut să o scoată din... Cred că e full options mașina asta, că văd că are și parbriz încălzit. Scaunele arată bine. E automată, dar tot timpul simt nevoia să calc ambreiajul. Avem un range de 521 de km, mergem la Iași și ne întoarcem cu păreri de pe drum, ca să zic așa. Plafon negru dă sport, să dea Dumnezeu sănătate. Gata, mă, ne-am întâlnit cu Paul. Ne-a dus la o benzinărie, că știe el aici. Nici cafea n-aveam. Adică nu că nici cafea n-aveam. Mă omoară memoria lui. Bă, ce-au făcut oglinzile? Că eu nu le-am răbatat. Nu le-am... Ele s-au răbatat. Și de ce nu s-au dezrăbatat? Îți continui treaba, ha? Da. De drum la masaj? Nu știu ce să zic. Da. Mă trezești la Căldărușan. La Căldărușan, ca e următoarea oprire, că știe Paul acolo. Că noi am plecat... Noi am plecat frumos și trei oameni cu două mașini, că așa e, știi? Când, domne, știi, plecarea la Iași trebuia să fie de vreo 2 ani, am zis, că mergem la Iași să filmăm cadetul, da. Noi așa care suntem chipzuiți, vorba aia. A zis, domne, când am avea ocazia așa să-mi facem drumul special, știi? Și... Au intrat pui în vamă, vorba aia. Și a zis Paul, băi, mă duc la Iași, dacă vreți, hai să mergem, nu știu ce, gata, mă, mergem cu Paul, că... nu mai plătim benzina, nu știu ce, e ok. Gata, mă, hai, bă, mă, merg și eu, și Mâță, și Ivănescu, și Bălășoiu, și... A, păi stai, mă, vorule, că luăm două mașini, nu stăm așa, înțelegi? Nu stăm, știi? Luăm două mașini, lasă-mă, că uite, vorbesc eu la Opel, că tot am deschis o relație acolo și... Hai să ne dea o dubiță de aia de locuri. Zic, facem o caterincă, mergem toți grămadă, nu știu ce, știi? Gata, domne, așa facem, vorbesc la Opel, n-avem dubiță, n-am... Bine, zic, asta e... Îți dau nu știu ce, îți dau... Bine, zice, îți dau o Insignia GSI. GSI? Nu știam că mai există. Da, vreau. Bine, gata, mă, zic, am luat mașină, mergem, nu știu ce. Pe aici nu e Căldărușanca, frate. Am putut să ne oprim aici dacă nu mergem.
Păi, dacă noi mergem la Căldărușanca, la Căldărușanca mergem. Da, da. Și, da, mă, și așa am făcut, am luat topul lui Paul și-a luat Passat-ul și am plecat la Căldărușanca. Eu cu Marius, Paul singur. La Iași, nu la Căldărușanca, da. Ia să mai luăm mașină, da. Merg și eu cu ea. Da, deci ne vedem la Iași, vorba aia, asta e ce să facem. Eu încerc să fac un story aici. Nu story, eu filmez. Filmez. Ia, uite, am suport aici. Fii atent. Cumva. Da, ne vedem! Oprește-mă aia, că nu pot să pun pe YouTube cu muzică. Nu dă voie. Ce-i asta? Senzorul de parcare? Ești pregătit? Ți-ai luat asta că filmăm motoretă azi? Ia, ce te-ai gândit, nu? Da, ce să-mi iau? Tricoul ăsta. Da, am și eu tot cu motul, culme. Am și niște tricouri pentru tine. Bun, de-abia aștept. A, filmez cu de ăla. A, dar nu știu dacă filmez în tricou. Da, unde e Paul, oare? Ai idei? Cred că trebuie să îi invers. Să întorc, da? Da? Ok, așa facem. Face da. Așa facem. Trebuie să nu ne rupă lateralul. Bă, să nu plouă la Iași, bă, n-aș vrea să filmăm pe ploaie. Da, asta e viața, ce să facem. Da. Atate, ci că e norat. Da, vedem. Vedem ce facem. E tragem. Nu știu pe unde e Paul, dar se descurcă el, vorba aia, știe drumul până la ea și am vorbit pe unde o luăm, o luăm pe partea aia, nu mai mergem pe la Bacău. Nu? Nu, nu. Pe la Vaslui? Da, ies. Mergem pe la Vaslui. Te mergem acum și ți arăt pe la Vaslui, ce frumos e. Ce zic? Păi da. Da. Noroc că am suportul ăsta pentru cap și filmez. Da, da, da. Pof. Frumos, domnule. Bine că nu plouă. Bine că nu plouă. Sper să nu plouă la Iași. Pe drum poate să plouă, nu mă deranjează, dar să nu plouă la Iași. Bine, nu de alta, că tu filmezi pe geam, nu eu, da. Ca idee, așa. Dacă plouă, prin geam. Să se notezi. De ce, mă? Prin geam. Hater, mă, să moară. Bine, mă, filmezi eu atunci. Da. Aia. Cu telefon. Cu ce vrei tu filmezi? Nu e panică. Ies afară, merg pe plafon. La insignia. Ești nebun? 8 unul consum, bă. Am mers ca moșie aia, vorba aia. Hai! A, da, uite acolo. Bă, ce... Am uitat, bă, frate, vezi? Am uitat. Vorba aia, a trecut timpul. S-a stricat BMW-ul. Am vândut BMW-ul, vorba aia. Bă, Filip, zic. Și... Aici, da, asta cu cheia e al lui Lipsica. Dar nu mai ține minte, că-s bătrân. Bătrân obosit. Știi? Aici, parte prin spate, intram pe aici și ajungeam cumva la înăuntru, nu mai știu, nu mai știu, sunt total pierdut. Da, pe aici așa era, parc, nu mai știu. Asta e, vedem dacă poate găsim. Uite aici, spală mașinul. Ah, păi ce ai făcut, un Fast and Furious, ți-ai luat tu? Păi ce ai făcut, mă, ți-ai luat asta din Fast and Furious? Tu ai crezut, ai uitat în film și ai zis că fuge sau ce? Și roșie. Te-ai mai împlinit de când te-am mai văzut. Filmam și wide? Nu. Da, vorba aia. Uite aici, dacă vrei, avem nos. Iată vorba asta, știi? Așa, arată-mi. Stai, 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 stai. Da, mă, cam eu aici. Adică... Bagă aici pe placa. Așa, ce să văd? Aaa, atât de tare. Stai așa. Asta este, da? Aha. Asta este... Asta e cum oferă autenticitate. Da, bun. Bă, un Dino. Știi că mă împiedicam de Dino. Băi, da, am intrat, am spălat, am făcut, am tot povestește Dragoș de mașini și de lucruri și am zis să filmez, că e păcat de poveste, știi? Că nu putem să prindem tot un stax, așa că facem două materiale. Ăsta e 500, nu e 500. Nu e, aș fi vrut. Aș fi vrut să fie, dar nu e. Dar e bun, e... Da, bun. Bun, am avut și eu din 86. Tata a avut 230E, 4 trepte. Da, asta bănuiesc că e 5 trepte, are climă. Lulululalala, nu? Știi, știi, nu? Eu am de sprinter. Nu am pus de... Am luat de sprinter. Bun. Hai să văd. Bam. Opțiuni. Tetiere, lumină și climă. Asta aveam și eu, frate, și trapă aveam, da, trapă, forță,
N-aveam geamuri electrice, manuale. Mirosul este specific de 124. Mirosul este... Așa miroase în 124, adică nu... Bă, dar ce lor da, mă, frate, mă? Cred că toate materialele alea de... Știi, când construiesc mașinile, produc un miros care este autentic mașinii respective. Adică... E miros de șifonier. Ce sistem au aici, cu amprentă? Păi... Nu, nu. Centralizată, dar erau foarte păcătoase și dezactivate. Era o mare problemă. Deci ăsta avea o cheie cu... Da, avea imobilizerul în închiderea centralizată. Dacă ții nu-ți funcționa închiderea centralizată, nu pornea nici mașina. Deci tu puteai să deschizi mecanic, mă rog, din... Dar nu mai pornea. Dar nu mai pornea. Și atunci o lăsai dezactivată și veneai cu un tip. Bă, ce dor mi-a fost de mașina mea, ce fitment, ce roată, cu toate în șmecherii, mă, de mic. Eram șmecher de mic. Uf, uf. Eram șmecher de mic, ești nebun? Așa fitment, mă? Doamne, cât am făcut la aripile astea, futu-ți aripile, mătii. De câte ori le-am tăiat, de câte ori le-am făcut, de cât, hei, de capul meu. Da, mă, mi-a fost dor de mașina asta, mult de tot. Da, am așa, îmi trezește niște amintiri când o văd. Da, arată mai bine decât mă așteptam, stă aici de când a cumpărat-o Dragoș. Ce mai avem? Avem și Regina, Regina șoselelor, cum e ea supranumită, nu știu cum să-i zic. Aici nu știu ce avem, ceva de curse. Așa, aici mai avem un dyno, facem un Audi, că vorba aia, facem treabă aici, la complet chip. Fac băie, adică face Dragoș, era zic fac băieții, dar e doar Dragoș. Și ăsta l-am filmat și pe ăsta cu VRC spec. Și mai avem și un eclips afară, pe ăla de l-am spălat. Frumos, frumos. I like it. Ia. Îi dai lui Regina? Fă frumos. Sunet. Sunet adevărat. Autentic. Stă bine pe evacuare. Ce ai, bă? Stai un pic să se stabilizeze relantiul și după aia... Acoperă motor. Ce? Puteai să pui V8? E V12 aici. E cutia în față. Frumos. Ce să zic? Sunt impresionat de coarbă. Și de vasul de expansiune. Are electroventilator, ești nebun? Cloșca cu puii. Tac 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 tac. Regina, mă, Regina șoselelor merge. Paule, pe suspensie, știi cum e? Băi, știi cum e pe suspensia asta? Am avut Daci. Ai avut asta? Nu, am avut Daci. E vis. Văd chestii comune. S-clasă, e nimic. Ușor, știi? E și aici pe oraș. Știi, BD la... Opa, iartă-mă. Iartă-mă, dar nu mă pot abține, Paule. Ia uite. Uite volanul aici. Ta, 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 ta. Cu două degete n-ai voie, știi? N-ai voie cu mai mult, două degete. Frumos, elegant, ce să mai vrei? Păi se mișcă, mă, ce ai? N-are jocuri. N-are jocuri, e țiplă. Ia uite, 170. Are bec la frână, atenție. Dacă se aprinde becul ăla, e jale. We go full banana. Știi? Dacă se aprinde becul ăla cu... Ăștia care au vândut-o. Ia, ia. Au ținut plasticul, nu-mi spune. Ce nebuni, bă. Ce nebuni, bă. Ce nebuni, bă. Da? Da. Folia originală pe asta. Ce? Asta e, și-au vrut ei. Așa au vrut ei. Ăștia sigur aveau o folie pe telecomandă. Hai, mă, să vedem și la cadet interiorul. Să-mi aduc aminte. De... Vorba aia. Schimbați scaunele. Oh, și volan. Eu aveam de sport. Fiți atenți acum să vă arăt.
Ce n-a văzut Paris? Nu pornesc, doar vreau să vă arăt bordul. Din 86. Vorba aia. Așa erau vremurile. Așa erau vremurile pe vremurile când trebuia să fie vremurile așa cum trebuie să fie, știi? Așa erau. Doamne, cât am așteptat după astea. Doamne, doamne. Gata, mă, că acum dacă am șters lentila, probabil că se vede și mai bine. Da, și în asta aveam, ești nebun. Tot ăsta de zi, de la zi, cum îi zice, de curățat, de a pus la, știi? Pus rufele la uscat. A renunțat la centurile mele care erau țiplă cu pretensionare. Dar e treaba lui. Volan original? Da, el vrea pe original, înțeleg? Eu am făcut tuning că, na, nu mai găseam original, știi? În sfârșit. Ce dor mi-a fost. Mamă, unde ăsta cu 6 trepte, mă, Dragoșe, mă, să găsim și noi. E păcat. Mașina are 6 trepte. Uite. 6 trepte. 5, 4, 3, 2, 1. Și, nu? Frumos, elegant. Da. Ce șpanete, ce... I-am tras. S-a rupt ăsta la parasolar. God damn it. Oh, ce rău îmi pare. Să găsesc unde ăsta. Să mă ocup de cadetul ăsta un pic, că Dragoș nu s-a mai ocupat. Pornește, mă, ăsta cum. Se aude mai tare ca la mine. La mine parcă nu se auzea așa tare. Da. Da, 1-3, da. Da, la mine nu se auzea așa mașina asta, zic, se aude mai tare asta. La mine nu se auzea așa tare. Da. Merge, mă, cadetul, mă, nu e panică. Merge, mă, te ești talentul lui. Of. Vezi, mă, cum erau frânele de Porsche pe vremuri? Uite așa. Așa erau. Adică, luai niște intriere de calibra turbo și luai un sticker cu Porsche și îl puneai acolo. Băi, bă, stickerul ăsta aici, stickerul ăsta aici, e pus așa, gen, nu are, nu e lăcuit, nu e nimic. Și rezistă acolo, știi, adică nu... Na. Da, și cum nouă ne place vorba aia să ne respectăm, am zis că nu putem să venim să filmăm cadetul GSI fără un Opel GSI. Nu e ăsta, nu e ăsta, asta e doar un Eclipse din Fast and Furious. Dar ăsta este, asta este insignia GSI. Uite-o, uite-o. Ta-da, ta-da, ta-da. Da, ăsta este un Audi care este cumpărat special pentru a fi o mașină de teste în care Dragoș vrea să testeze softuri pentru mașinile cu DPF pe dânsele, adică să meargă tare și să nu mai scoată fum, știi? Adică să se ducă dracu, zic, ala unde e fum e și putere. Asta vrea să facă Dragoș cu mașina asta. O să vedem la drag și vedem cum merge. Asta aici nu pot să vă arăt, că este o surpriză pentru la anul și... Asta e mașina, adică ăla e farul ei. Ca să vă dați seama ce mașină e suprelată. Și... Na, asta e. Deținătoarea recordului. A primit niște modificări. O să le vedeți acolo la Drag Racing. Eu nu vi le arăt. Și, na, rămâne să vedem. Vorba aia, mai filmăm cu cadetul mers acum. Și am terminat ziua de muncă, ca să zicem așa. Mai... Am uitat să postez acolo la băieți. Scot telefonul și am dat rec. Uite! Păi dar n-am prins-o de la început, ce să fac? Da, da. Mașina a cumpărat-o din Bulgaria, asta am povestea Dragoș. Da. Eu n-am apucat să filmez. Și mașina a fost cumpărată din Bulgaria cu specificația ca să aibă bările originale și tot kit-ul, știi? Și... Uite, unde ăsta trebuie la cadet, vezi, de pe jos? De asta, de să-mi aducă mie cheia să văd eu dacă se potrivește. Eu trebuie să mă ocup de cadetul ăsta, că nu-mi place ce se întâmplă aici. Are niște defecte, are niște chestii, nu putem așa. Deci ăsta... Mici nebun? Băi, eu vreau să văd ceva. Fii atent. N-am apucat niciodată în viața asta să fac asta. Vreau să văd dacă bușonul ăsta de rezervor se potrivește la cadet. Vreau să văd. Sper convins că se potrivește. E cheia în contact. E în contact cheia. Are altă cheie bușonul. Nu e pe cheia de Opel, știi? Că e, na, vorba aia. Jom design. Nu cred că se potrivește. Cred că e prea mare. Un pic prea mare.
Da, da, e acolo, vezi ușor. Așa, te s-o zgârzi. Gata. Ai drecu, bă. Bai, drecu, oameni. Nu puteam să se făcut. Da, da, asta. Eram, o ardeam de nerăbdare să fac chestia asta. Da, mă, frumos, pe jos ăsta mi-a plăcut mult. Mult, 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 mult. Da, ce să faci, asta e. Nu s-a potrivit. Noi am încercat, măcar am încercat. Da, mă, deci asta n-are ITP, era bună de plină. Ei arată foarte bine mașina. Și merge foarte bine, dar asta e altă discuție. Dar arată foarte bine. Dar mai trebuie așa, mici bibileli pe la interior, un plastic, o aia care... E greu să le găsești, că nu le mai găsești mașinile astea, știi? Asta e problema. Ceava avea tot interiorul ăla și tu cu pluș, știu, așa, bă, și cu albastru, uh-huh, cu roșu. Uh-huh. Ceva tot, zic, bă, îl iau pe interior. Da. Îl pun pe ăla, păi și-o văd. Dar nu, da. Nu m-am mobilizat la timp și nici mai este. Sau dacă este, probabil o să-ți ceară și bani. E, acum, da, dar trebuie găsite... Da. Au luat o razna oamenii, da, știi cum e, toți cer, dar asta nu înseamnă că cineva cumpără, știi? Nu înseamnă că cineva și cumpără chestia asta, știi? Dar, na, oamenii încearcă. Oamenii încearcă. Ăla în Germania, tu l-ai văzut ăla de KT, ce-a făcut ăla care mergea cu... L-a făcut 4x4, ăla este unul care merge tare la cursul ferească. Dar omul a rămas pe caroserie aia. Sunt, da, sunt. Frank Jesse, ăla, cu la Glomaren. Da. Nu mai știu ce a mai făcut ăla. Nu știu, eu îl urmăream pe unul din Franța, știi, jugola. Mai are jugola de desubt, nu? Da, are ăla și cu alea la bascule, da. Și alea de la unul din Franța, urmăream, da. cadetgsi.fr, da. Era site-ul, da, Frank, și mă uitam Frank la el pe site și de la el, da, mi-am luat roțile. Da, 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 da. Da, mă, da, mergea, nu, de acolo și mă uitam, intram la ala pe forum să văd ce a mai scris, ce a mai făcut, ce și-a mai pus, de unde și-a comandat, am găsit hașul ăla, dă să-l iau, să-l pun și eu de sub cu tare. Era, atunci forumul funcționa, știi? Funcționa că n-aveai de unde. După aia a apărut Facebook, aia a intrat toți nebunii, zic, scriu toți tâmpiții. Nu mai e. Da, frate, am deschis, frate. Cred. Cheia aceasta, că vorba aia de la GSI. De la GSI la GSI, frate. Nu scoate, nu scoate. N-a scos-o, mă, doar a deschis. Da, de la GSI la GSI, bordul tot electronic, același lucru, doar că au trecut din 86 până în 2022. Faceți voi calculul, că pe mine mă vânește râsul. Paule! Ce se dă, mă? Ce se dă? Nu știu. Nu știi? Bine, stau și eu la coadă. De fapt, cred că trebuie să o închizi. Așa. Let's go, go. E o pânză de păianjen aici. Nu înțelegeam. Ce târnă acolo, mă? Că nu mi-a târnat nimic acolo. Era doar o pânză de păianjen, nu e panică. Da, bun. Preșuleț. Băi, ai schimbat mocheta, mă. Nu? Ai schimbat mocheta, nu? Da. Am văzut-o, cunosc. Ăsta este de aici, dar îl bag eu cu mâna. Nu e panică, că eu știu toate astea. De ce avem lumina aprinsă? Am înțeles. Ok. Aha, face aici atingere. Da, ok. Face atingere. Așa. Închisă? Păi da, mă, dar asta a fost gratis. Gata. Hai. Let's go, go. Auzi tu? Asta cameră. Da, da, pe asta n-am dat niciun ban, nu? Ce avem aici, a pus controller. A, la GoPro, da, am uitat de GoPro total. Stai-ți un pic. Da, asta știu, parcă așa făcea și la mine. Mergi de pe față? N-aveam lumină acolo? Da, na. Stau confortabil în scaunele astea, mai confortabil decât stăteam înainte. Mam. Da, aici drum. Bă, da, e un pic mai rigidă decât era pe față la mine. Da, na, bănuiesc că e mai ok, știi? Bun. Uite. Da, filtru, filtrau. Open Auto Center. Da, deci se poate conduce și încet. Pentru cei care spuneau că... Mama ta. Pentru cei care spuneau că... Nu știu,
Domne, se poate conduce? Da, domne, se poate. De aici închidem astea că ne bagă aer rece. Așa. Și se poate conduce și încet cu, na, cu o normalitate, cu o lejeritate. Adică nu e nimic, ambreiajul nu e de curse, să zici că e cu pucuri și trebuie să faci diverse lucruri ca să așa. Nu, e ok mașina. Așa merge dânsa. Stai că n-ajung la buton. Bzz. Ce să ne dăm, mă, că... Da, mă, da, pleci tu, pleci tu. Când ajungi în a treia, mă suni și venim și noi. Stai liniștit. Linia aici, unde să mă dau aici? Crezi că eu cu rabă de asta? De pasat, rabă? Zic, mașina, ce geante am, prostule? Ești prost? Hei! Stai că închid geamul ăsta. Stai că... Nu manual, așa sunt astea. Care merg. Astea sunt astea care merg forever. Nu se strică niciodată. Uite, mă, un tramvai frumos. Auzi, curse vrea el. Pleacă, mă. Uite, i-a tras. Așa e cu mașina de firmă, vorba aia. Ce motor are asta? Ceva de 200 de cai, nu știu, 190 de cai, ceva, o chestie. 4x4, ceva, o chestie asta. Da. Îl batem, dar încăcat în toate pozițiile. La București mă tot întreb, știi? Bă, se scumpește benzina. Bă, e pandemie. Bă, e din ce în ce mai aglomerat, ești nebun? Bă, cum vine, mă, treaba asta, știi? La Iași, la fel, benzina la fel de scumpă. Pandemia, pandemie. Plin de mașini, ești nebun? Mă, plin. Da, să vă arăt bordul cum funcționează, că nu vi l-am filmat în mers. Te pot să stau așa. Să vă arăt, te vedem, te vedem. Amintiri din copilărie. Poate filmează și Marius pe aici. Ar fi putut. Ce dealuri frumoase aici, ești nebun? Chiar e frumos. Vara e și mai frumos. Vara e și mai frumos, nu? Cred. Cred, adică se vede superb. Superbisim. Băi, de aici, teoretic, putem să-i dăm. Da, nu asta e problema. Ideea e să filmeze ăsta, să mergem cumva, nu știu, în stânga sau în dreapta, nu știu unde vrei, să putem să filmăm. Ai, oricum trebuie să... Și după aia îi tragem, adică nu-i panică, tu poți să-i tragi, n-am o problemă, dar... E greu să se țină, Paul, după noi, adică să filmeze, gen, știi? Partea mea, dă-i și manetă. Tragi, tragi. Mă, dă unul. Întrerup, nu-i place. Nu-i place. Întrerup, a întrerupt sau ai lăsat totul? Ok. Multă benzină, miros de benzină, e ceva... Multă benzină. Da, mă, sunete și frumos. Îmi place, mi-aduc aminte de copilărie. Și copilărie am avut. Zbuciumată. Da. Mirosul benzinei din spate. Da, da. Curge pe la bușon. Dacă ai multă benzină, dar n-ai multă benzină, rezervor, când îi tragi, curge pe la bușon, efectiv. Ca la urs, știi? Curge benzina din ea. Da, mă, da. Da, mă, frumos, frumos. Uite, aici avem două benzi, lasă-l pe Marius să vină lângă noi. Să vină să tragă niște cadre. Cât avem două benzi aici. Și legaga, ia uite, bă, aici avem fițe la Iași. GSI pe vechi, să-i arăt un GSI pe nou, că de-aia am venit cu mașina, fii atent. Te rog să iei loc la volan. Poți să o și conduci dacă vrei. Da, bineînțeles. E, na. Cheie, nu știu dacă avem, e scaunul foarte în spate, știi, și trebuie să... Dar nu e cheia, trebuie să avem. Unde e cheia? E la mine. Așa. Face ceva. Da, da, o să se facă haos. Că e pe memoria domnișoarei care îl conduce. Cheia e la mine, ia. Bun, și acum ce facem? Să ducem cu soft, da. Băi, are 260 de cai, 2 litri turbo. Da. Păi aia vroiam să-mi explici. Ce face butonul ăla, AVD? Că apeși pe el. Tu, da. Apeși pe el și nu... Poți, da, eu am catet în 86. N-are butonul. Bă, frate. Ai văzut farurile? Ce frumos? Ia să-ți arăt. Fii atent.
Ești pregătit? Ia uitați-vă, mă, să vă hipnotizez. Veniți aici în față. Toată lumea în față. Ia fii atent. Stai să se închidă. Păi ce să-i fac? Trebuie să așteptăm. N-am ce să fac. Aveți răbdare să vă arăt cu farurile. Haide, mă. Paul, cel mai încântat acum. Pă, fii atent, face frumos. Fiert. Haide, mă. Ia uite, ești pregătit? Da. Nu? A, nu că a făcut front. Tu, hai, mă, te-o meritam. Ce oameni, mă. Ce oameni, mă. De ce? Ei, nu mi-am luat... Cum adică? Uite, mă, că are și siglă. N-are siglă. E hater, mă. Ce? Am mască. Cum adică, mă? Du-te, mă, nu există, mă. Serios? Ce asta, mă? Ce oameni, bă? Bă, frate. Am pus mască. Ce sunteți, mă, așa, țărani? Ce ești, mă, așa, țărani? Vorba, ne-am pus mască. Gata, nu, aici n-avem voie, fără camere. Da, revin. Da, mă duc eu acolo la geam. Ai luat bani de la Vivo, mă? Am luat. Să apară și Vivo. Ce să mai zic? Hai. O să ții strike, bă. Îmi cer scuze că am uitat să filmez când a venit mâncarea. Dar, da și mă că nu te-am întrebat acum. Ce faci, mă? Tu mănânci? Nu. Ah, tu stai de poză, am înțeles, da, deci doar pentru reclamă. Am luat banii de la... Facem de la, ia. Pentru că nu-ți mai place burgerul, vorba aia, ți-ai luat niște coaste. Am luat un sambal. 10, da? Da, 10. Deci 10, da? Omul care a zis că de când s-a schimbat locația la Vivo în Iași, ți-a schimbat gustul, s-a sucit. A zis că e bun. Ți-e frică de bătaie, e clar. Așa. A, bun, bă, jur, e foarte bun, Bodo. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să te țin în viață. Să mai existe produsele astea pe care noi să le consumăm. Da. A, avem treabă. Da. Facem și un POV cu altfel de GSI. Tot GSI, dar altfel. Mai vechi, mai din 86, cu un pic mai multă putere, și mă învârp aici prin Iași în încercarea mea de a evita police station. Deci până la 100 la oră mașina asta nu poate să pună jos nimic, nimic, nimic. A treia plană, blocant pe față. Ne comportăm așa puțin haosist, știi, că na, blocant pe față, vorba aia, cu full boost în a treia, luată de jos, e haos, ca să zic așa, nu știu cum să iau pe aici, e haos în centrul ăsta, dar na, vorba aia, semaforile nu merg, e o întreagă nebunie, da, deci asta e partea de cadet de astăzi, salut frate, dar facem și cu... Ne întoarcem la GSI-ul nostru pe nou, 2022. Și le-am pus aici pe amândouă. Oamenii sunt la 17.000-18.000 de rotații pe minut, că vorbesc despre motociclete, știi? Dar eu am zis să iau un cadru aici de final, cu cele două GSI-uri. Ce vrei, mă? Stai că eu filmez, mă, frate, mă, eu filmez aici, eu am treabă, nu știu ce faceți voi. Eu am treabă de filmat cu GSI-uri, cu lucruri, cu nu știu ce, știi? Asta e emblema nouă de GSI. Și aici este una dintre cele multele embleme de GSI care au fost de-a lungul timpului. Na, asta a fost, am fost la ea și a fost frumos, am filmat, sper că v-a plăcut. Share, like și subscribe, băieții mei, share, like și subscribe.